Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem la Vărsător ce va fi în luna mai în dragoste pentru Vărsător! În aceste cărți! Vărsătorul, da! Vă gândiți la o femeie, cei bărbații, mai mult văd că. Și ea să gândește la dumneavoastră, dar parcă vă desparte un drum. Mai să mai tragem așa. Veți face o călătorie. Nu vă despărțiți. V-ar fi stat o despărțire, dar nu vă despărțiți, să știți. Vă văd relație foarte bună. Sunteți puțin dar vă stă foarte bine. Noroc în dragoste. Aveți o persoană care se simte că ați părăsit-o. Altă persoană, nu partenera. Cei din vârsători bărbați, da? Nu partenera, altcineva. Oricum vă văd trei persoane. Vă văd o. Partenera dumneavoastră, vă mai văd o femeie mai tânără și o femeie mai în vârstă. Uh, persoana ca, care sunteți cu ea, o văd puțin falsă, pentru. pentru, da? Dacă sunteți femeie, vă văd totuși o pierdere, văd că v-ați îndepărtat de cineva sau aveți un vis care. Trebuie să aveți grijă că aveți multe piedici în a împlini acel vis cu acea persoană. Este o persoană falsă, mincinoasă, care este lângă dumneavoastră. Da, și ar trebui să fiți cine sunteți, nu să pretindeți că sunteți altcineva așa asta nu mai poate însemna. Apoi, vă gândiți să plecați undeva la un drum, să vă schimbați viața? Aveți alte idei, alte gânduri? Vreți să aveți altă viață? Vreți să plecați? Bărbații mai mulți, da, vărsător. Vreți să schimbați multe lucruri, dar va, va dura foarte mult până veți schimba da? Femeia o văd că este supărată pentru altă doamnă, da? La care acest bărbat se gândește. Mulți ani văd. Va dura pentru vărsător, pentru această femeie. Pentru că sunt foarte multe obstacole între dumneavoastră și el sau ea. Da? Lipsă de sentimente mai văd din partea bărbatului, lipsă de sentimente pentru parteneră, dar nu vă despărțiți de parteneră, nu văd să vă despărțiți. Uh, trebuie să rezolvați niște probleme, vă gândiți la uh, cineva doctor sau avocat sau care să vă rezolve ceva probleme despre un drum. Văd că, văd că sunteți prins într-o situație, într-o relație, cu reguli în care n-ați dori să fiți. Da, vedeți? Cu reguli, cu femei mai în vârstă, în care n-ați vrea să fiți în situația aceasta, dar sunteți prins undeva mai mult bărbatul, văd. Da? Dar veți avea foarte bine. Veți ieși din această situație. Apoi, vă mai văd 17. -le. Această carte salvează tot, to, to, cum să spun, toată etalarea, da? Această carte este o carte care vă spune că veți primi suportul, ajutorul care să vă aducă bucurie în dragoste. Dacă visați la altă persoană, la o persoană, veți putea fi cu acea persoană. Trebuie să fiți deschiși, să acceptați ajutor, să ajutați. Poate însemna o declarație de dragoste, o împăcare. Vine cineva pe care așteptați înapoi. Dacă vă gândiți dacă vine o persoană înapoi, acea persoană este departe, are al pe alt cineva, dar va veni înapoi la dumneavoastră. Cât de disperată și desupărată sunteți, acea persoană va veni la dumneavoastră. Dacă vă gândiți la un partener care are pe cineva, acel partener va fi cu dumneavoastră. Veți avea mare fericire. Dar totul se va întâmpla parcă mai târziu, parcă într-o vacanță. Până când o să aveți următoarea vacanță, se va întâmpla, nu repede. Da. Și uh, această carte ultima care am extras-o, aceasta, uh, a ieșit lângă 29. Arată că mergeți la o clădire înaltă, oficială, da? Poate trebuie să cumpărați ceva, să faceți o afacere sau la un serviciu nou. Sunteți ambițios sau ambițioasă, doriți să lucrați, să... oricum veți avea succes. Și în relații arată invitații, declarații de dragoste, da? Dar parcă sunteți totuși Uh, vă gândiți la o altă femeie sau la o femeie mai tânără la care ați dori să faceți o declarație de dragoste și parcă ceva vă împiedică, parcă vă simțiți închiși, dar o veți face declarație de dragoste. Da. Oricum aveți noroc în dragoste, aveți multe femei în jur, văd aici, pentru bărbatul vărsător. Și la femeia vărsător la fel, va avea dragoste, va avea noroc. Dar partenerul ei îl văd cu puțin cu, uh, puțin cu. se gândește și la altcineva. Cam asta a fost pentru Vărsător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.